Vă salut dragi gospodari. În ultimul clip de la țară pe care l-am postat, vă spuneam că o să comand niște becuri cu senzori de lumină pe care am să le montez în exteriorul casei. Astăzi am primit comanda cu becurile și o să vă arăt și vă ce conține. Avem mai multe tipuri de becuri și o să începem cu cel mai mic dintre ele. Avem un bec de frigider de 2,5 W cu echivalență de 15 W și 275 de lumeni. Tipul duliei este E14 și aici undeva nu știu dacă focalizează bine, scrie că avem o economie de până la 90% folosind acest bec. Lumina este caldă. Așa, în continuare avem un bec pentru hotă de această dată de 6W cu echivalență de 50 de W și 500 de lumeni, tot lumină caldă și tipul duliei este 14. În continuare avem becuri normale, becuri de 12 W cu o echivalență de 100 W. Tot lumina caldă, 960 de lumeni. Și tipul dullei este 27. Becuri normale de uscaznic Și nu cele din urmă. Cele pe, pentru care am dat de fapt comanda. Sunt aceste becuri cu senzor de lumină ambientală cu putere de 810 lumeni, 9 W cu echivalență de 85 de W, tipul 27 și avem o lumină rece de data aceasta. Și aici scrie că avem până la 80% economie folosind acest bec ar trebui să se aprindă pe timp de noapte și o să revin cu un clip după ce le montez, n-am avut timp să le testez dar sper că o să-și facă treaba așa cum trebuie și că nu au probleme de funcționare. Am revenit și cu testul becurilor cu senzor de lumină. Le-am testat pe parcursul a mai multor zile și nopți. Și într-adevăr pot să vă confirm funcționarea lor în parametrii. Adică se aprind pe timp de noapte, după cum vedeți, și se sting pe timp de zi. Pe data viitoare vă salut!